Vă urez și eu bine ați venit la acest nou eveniment organizat de Facultatea de Energetică, în seria evenimentelor pe care vrem să le oferim studenților noștri pentru a arăta, așa cum au spus și antevorbitorii mei, importanța acestui domeniu energetic, importanța voastră în acest domeniu energetic și importanța pe care o veți avea în ceea ce spunea și domnul prorector, tranziția energetică. De asemenea, vrem să vă arătăm că nu ați ales greșit facultatea, nu ați ales greșit domeniul. Este un domeniu permanent în actualitate. După cum s-a spus mereu în tranziție și mereu uh, în construirea ceva nou, poate cine știe, unul dintre voi va descoperi o nouă sursă de energie. Ați văzut că utilizarea energiei și consumurile energetice sunt enorme peste tot. Importanța ingineriei energetice este atât în domeniul energetic cât și în toate celelalte domenii. Pentru că în etapa actuală nu poate exista ceva fără energie, nu civilizația, nu se mai poate dezvolta în continuare fără energie. De aceea, prin evenimentele pe care le-am organizat în acest an universitar și pe care le vom organiza în continuare și o să le, vi le dezvăluim treptat, încercăm să vă aducem alături de companiile din domeniu astfel încât să puteți să aveți un dialog cu ele, să puteți avea un dialog constructiv, un schimb de idei, ce așteaptă companiile de la voi, ce doriți voi de la companii, care sunt ofertele din punct de vedere al internshipurilor, practica studențească joburi pe care le puteți accesa la diferite companii. Este importantă această muncă de echipă, aceste colaborări cu susținute de Universitatea Politehnica din București, susținute de Asociația Inginerilor Energeticeni și Electrice și de studenții facultății de energetică. De asemenea, mulțumim foarte mult companiilor fără de care nu puteam să organizăm aceste evenimente. Le mulțumim că s-au implicat și se implică permanent, nu numai pentru a arăta studenților noștri că este importantă ingineria energetică, dar implicarea este și în alte. Uh, părți ale facultății, implicare în totare de laboratoare, implicare în dezvoltare de laboratoare, implicare în dezvoltarea curiculei, implicare în diverse manifestări științifice. Le mulțumim foarte mult că sunt întotdeauna alături de noi.